Într-o noapte întunecată de toamnă, Codrin și Echo se aventurau într-o pădure adâncă, ascunsă de lumea civilizată. Curiozitatea lor îi adusese în acest loc înspăimântător, după ce au auzit povești sinistre despre o creatură înfiorătoare numită Machechiau. Localnicii din satul lor își povesteau întâmplările înspăimântătoare care aveau loc în pădurea aceea. Se spunea că Machechiau era o ființă monstruoasă, jumătate om și jumătate bestie, cu ochi strălucitori în întuneric și o sete nesfârșită de sânge. Cu toate astea, Codrin și Echo nu au luat în serios aceste povești și au decis să exploreze pădurea pe cont propriu. Cu lanternele lor și inimile pline de curaj, au pătruns adânc în întuneric, ignorând avertismentele din sat. Pe măsură ce se aventurau mai adânc în pădure, au început să simtă că sunt urmăriți. Frunzele uscate croșetau sub pașii lor, dar părea că exista și un alt sunet, un sunet de respirație grea și amenințătoare. Codrin și Echo s-au oprit și au strâns cu putere lanternele. Din întuneric, Machechiau a ieșit în fața lor. Era într-adevăr o creatură înfiorătoare, cu părul vâlvoi, ghiare ascuțite și ochi roșii care străluceau în lumina lanternelor. Creatura emana un miros de moarte și putreziciune. Codrin și Echo au încercat să fugă, dar Machechiau era mult mai rapid decât ei. Într-un moment de disperare, au luat-o pe un drum în zigzag prin pădure, sperând că vor reuși să scape. Cu toate acestea, creatura era în tot timpul aproape și cu fiecare moment care trecea, le era din ce în ce mai greu să respire. În cele din urmă, Codrin și Echo au ajuns într-un cătun abandonat, unde au crezut că se vor putea ascunde. Cu respirația sacadată și inimile bătând înspăimântat, s-au adăpostit într-o casă veche și prăfuită. Dar Machechiau îi simțea aproape și a început să lovească ușa. Cu fiecare lovitură, ușa era tot mai aproape de a se sparge. În ultimul moment, Codrin și Echo au descoperit o ușă secretă care ducea în pivniță. Au coborât în grabă și au încuiat ușa în spatele lor. În întunericul sinistru al pivniței, au găsit unelte vechi și un mic stoc de provizii. Au știut că trebuie să rămână ascunși acolo până când Machechiau se va plictisi și va pleca. Cu toate acestea, ororile nopții i-au făcut să rămână treji, ascultând pasii grei ai creaturii care bântuia deasupra lor. Povestea se oprește aici, lăsând în aer întrebarea dacă Codrin și Echo vor reuși să scape de Machechiau sau dacă vor cădea pradă înfiorătoarei creaturi. Uneori, pădurea ascunde secrete și pericole de neimaginat, iar curiozitatea poate duce la întâmplări înspăimântătoare.